Neața! Bine ați venit la concursul Setup Horror, episodul 11! Astăzi avem un concurent care a făcut expre un video pentru mine ca să văd și mi-a greșit numele. Hai să vedem! Primul concurent se numește Andrei și stă în Londra de aproape 6 ani. Muncește ca și șofer de tipper și este împreună cu familia lui acolo. Bun, ideea este că Andrei a făcut un clip pentru mine să-mi arate cum și-a modificat el setup-ul și așa mai departe. Cea mai mare surpriză a fost faptul că mi-a greșit numele. Canalul se numește Cheap Flix TV și tu ai scris inclusiv numele clipului tău, Clip Fix TV. Bun, hai să trecem la setup. Nu știu ce-i cu chestia asta roșie la mine în frunte, frate. Ce pui mei. Cred că mai un pic mor. Setup-ul lui Andrei este alcătuit dintr-un iMac de 27 de inch, care are un procesor Intel Core i7 la 3400 GHz, are 16 GB memorie RAM, un SSD de 256, un hard disk tradițional de 2 TB, iar placa video este de la AMD Radeon HD 6970M de 2 GB. Display-ul este de 27 și se ocupă cu muzica, are un mixer de la Behringer. Ca și monitoare de studio, are două KRK Rocket 5, are o pereche de căști de la Audio-Technica ATH M35, are o orgă care nu știu ce-o făcut cu ea în clip și un microfon de studio de la Rode NT1A. Ca și cameră video folosește un Canon 700D cu un obiectiv kit 18-55mm. A spus în video că vrea să vadă ce o să spun de setup-ul lui. Ți-am văzut videoul oricum, ai făcut o treabă relativ bună. Un lucru ce nu-mi place, care l-am văzut și în clip și-l văd și aici, este compresorul, dacă mă gândesc că ăsta e compresorul, nu știu sigur, de sub monitor. Părerea mea, din punct de vedere al aparenței, este că locul lui nu e acolo. Pentru că monitorul e mai mare decât el, el fiind sub monitor pe post de monitor stand, nu îmi place pentru că este mai mic și nu știu, nu arată dinamic, nu arată frumos acolo. Lucrul ăsta îmi sare în ochi. Încearcă să găsești alt loc. De exemplu, poți să-l pui, acum nu știu cât de des îl folosești, butoanele de acolo, nu știu cât de des le învârți tu acolo, cât de des umbli la ele. Dar poți să-l pui sub birou undeva sau nu știu. Părerea mea este că e prea mic ca să fie sub monitor. Îți mai pot da un tip. Stai în Anglia, ai Amazonul lângă tine, frate. Comandă-ți două standuri pentru monitoarele alea două și o să-ți arate mult, mult, mult mai bine. Monitoarele audio sunt sus pe stand, iar monitorul de la iMac este un pic mai jos, sunt toate aproape la același nivel, sunetul-ți vine cum trebuie, de aceeași linie cu urechile tale. Cable management în spatele biroului este foarte ok, poza de sub birou este aranjat. Încă o întrebare mai am, unde-ți ții picioarele când stai la PC? Pentru că nu prea ai unde să le bagi. Cred că stai un pic cam inconfortabil, zic eu. Singura chestie care nu-mi place este compresorul ăla sau ce e sub monitor, locul lui nu e acolo. Încearcă să-i găsești un loc mai altfel, ori pune-l într-un colț, ori nu știu. Pentru cele două monitoare audio, comandă-ți de pe Amazon două standuri ca lumea și o să vezi că o să fie blamea. Hai să trecem la scoruri. Ai zis că te înscrii doar ca să vezi părerea mea? Ți-am spus părerea mea. Design 6, organizare un 8, performanță un 7, scor final 7. Următorul concurent se numește tot Andrei, are 15 ani, este elev și se bucură foarte mult că îi citesc eu mesajul. Setup-ul lui este alcătuit din carcasă Segotep Lux Black cu un panou lateral din plexiglas și ăștia iar au început să bată și să taie cu bormașina băgamiaș. CPU Intel Core i7-7700, placă video GTX 1060 6GB de la Asus, Republic of Gamers Strix, 8GB de RAM la 2400MHz, o placă de bază tot de la Asus, Strix B250H, un cooler Corsair H45 Liquid, un hard disk de la Seagate de 1TB și o sursă de la Corsair de 650 full modulară. Are un monitor de la LG UltraWide de 27, o tastatură de la Marvo Scorpion K632, un mouse de la Marvo M316 și un mousepad tot de la Marvo G13. Bun, ăsta este setup-ul lui, hai să vedem un pic ceva poze. Văd pe acolo ceva figurine de la Star Wars, avem LED-uri, avem mouse-ul. Asta e poza de sub birou, nu se vede nici un cablu absolut. Imaculat, foarte mult îmi place. Sus este doar cablul de la tastatură și de la mouse, care am zis aproape în fiecare episod când vorbesc despre ele. Singurul mod în a ascunde cablurile astea este a-ți face gaură în birou, exact unde se termină mousepad-ul și să bagi firele. Numai așa poți să le ascunzi, altfel n-ai cum. Avem o poză din interiorul PC-ului, wire management wise este foarte ok și aici nu se văd fire aiurea. Nu știu de ce mi-a făcut poza așa și de ce n-ai făcut poza la tot interiorul carcasei să-l văd. Ce ai vrut să-mi faci poză la coolerul de la Corsair? Faceți poze ca lumea oamenilor dacă trimiteți, că n-am ce să arăt așa. Eu de unde știu ce-i jos acolo, ce-i în spate, ce-i pe la hard disk-uri pe acolo. Și aici mi-a făcut poze de la logo-urile Republic of Gamers. Da, nu zic că nu e ok, e artistic, dar nu pentru ce avem noi nevoie aici. Faceți poze ca lumea oamenilor dacă trimiteți, că n-am ce să arăt așa. Nu văd fire, deci și wire management-ul și cable management-ul sunt imaculate, relativ, deci e bine. Așa că hai să trecem la scoruri. Design tot un 6, organizare un 7,5, performanță un 8, iar total 7,5.
Ironic, al treilea concurent se numește tot Andrei. Este student, are 22 de ani, iar PC-ul lui este format din AMD Ryzen 5 1500X, placă video GTX 1060 3GB de la Gigabyte, placă de bază tot de la Gigabyte AB350M Gaming 3, un hard disk de 1TB și o sursă de la Sirtec High Power 500W 80 Plus Bronze. Ca și periferice, are tastatură Redragon Vara, are mouse-ul de la Razer Lens Head Tournament Edition, are căști de la Razer, Kraken 7.1 V2 și o pereche de căști tot de la Razer și anume Kraken V2. Hai să ne uităm la poze. Deci așa o primă impresie îmi place, este foarte organizat, îmi place mouse pe dola mare că e negru, simplu, fără desene, fără prostii. Se poate diferenția foarte bine tastatura și luminile tastaturii de mousepad. Dacă ai unul tot colorat e mai greu un pic. Ca și cable management văd aici o priză jos în colț și o priză sus pe birou. Într-un fel, nu înțeleg de ce ai lipit priza aia în stânga acolo pe birou așa. Care-i scopul? Să ajungi mai ușor la ea și să fie stabilă, să fie prinsă? Că oricum ți se vede, mai bine o lipeai sus, unde nu se vedea, că tot ajungeai ușor la ea. Și aia de jos de acolo, din dreapta, din colț, poți să o bagi în spatele biroului de tot. Cablurile care îți merg pe jos pe acolo, ridică-le sus, prinde-le un pic de birou și ai scăpat, nu mai ai niciun fir pe acolo. Încă o chestie care o văd jos în colț în poza asta, în stânga, ai niște cabluri pe țevile de la încălzire, frate, vezi că aia nu e ok. Vine iarna, țevile alea fierbinți, frate, poate ți se topesc cablurile, mai ia foc, dracu, pe acolo. Doamne ferește. Unitatea centrală îmi place cum este așa futuristic cu turbinele alea. Are un scaun care nu este de gaming, dar este foarte confortabil după câte se vede. Și are un tablouaș micuț acolo pe perete, Vintage Racing, care spune câte ceva despre personalitatea ta. Mă gândesc că este într-un fel cea mai importantă piesă din setup în afară de calculator. Ca și design arată destul de bine, planta aia mică acolo în stânga face toți banii, tabloul pe perete îmi place, ca și organizare mai ai puțin de lucru, nu am o poză cu interiorul unității centrale cum am cerut, din păcate, așa că hai să trecem la scoruri. Design ai un 850, organizare o să-ți dau un 7, pentru că prizele și doar două cabluri ce le ai tu acolo sunt foarte ușor de reparat, ești doar lazy și nu vrei sau na, poate nu te interesează, dar organizare 7. Performanță? Well, pe partea de performanță nu mi-ai spus ce RAM ai în PC. Procesorul este relativ ok, placa video la fel, ai un hard de 1TB. Nu știu câți RAM ai, dar mă gândesc undeva la vreo 16GB, pentru că na, mai puțin nu cred că ai. Hai să-ți dau tot un 8. Scor final 7,8. Așa, îl avem pe Edward Next, are 14 ani, hobby-urile lui sunt gamingul și fotografia. Avem aici un setup mai pe gustul meu, într-un fel să spun așa, cu LEDs mai multe and shit. Specificațiile setup-ului sunt următoarele. CPU, Intel Core i7-6700, 3.4 GHz, placă video MSI GeForce GTX 1060 6GB, o sursă de la Thermaltake de 500W, 16GB de DDR4 la 2133MHz de la HyperX Fury Black, o placă de bază de la Asus B150+, o carcasă de la Zalaman Z11+, și un hard disk de 1TB. Ca și periferice are următoarele. Tastatura este de la Razer, este Chroma. Mouse-ul este de la Razer, este Mamba. Căștile sunt de la Marvo, HG9012. Are un mousepad de la Rocat. Microfonul este Blue Snowball. Și ai un monitor la care îmi dai detalii herții. Inci nu-mi dai. Dar mă gândesc că este 27 după cum îl văd eu acolo. Bun, hai să vorbim un pic. Este clean, nu se văd fire decât tradiționalele mouse și tastatură. Hai să vedem o poză de sub birou dacă avem. Avem, este doar cablul de la priză, care este ok că n-ai ce face cu acolo. Avem o poză din unitatea centrală. Wire management-ul este cam messy puțin aici. Coolerul de la procesor, puteai să-l pui cu firul în partea aia și legai cu o fașetă sau cu ceva micuț acolo, nu mai aveai firul ăsta care mergea acolo jumătate de metru. La fel, firele de la ventilatoare și cam atât văd. Ești fotograf și mi-ai făcut close-up la unitatea centrală. Mie îmi trebuia să văd tot ce e înăuntru, nu doar CPU-ul și ventilatorul. Bun, per ansamblu arată foarte frumos. Totul este RGB, căștile, mouse-ul, tastatura, LED-uri în spatele biroului, în unitatea centrală la fel. Ești fanboy Razer, după câte văd că tot în afară de căști pe aici văd că e Razer. Are un braț de microfon acolo, probabil face YouTube. N-am primit link, nu am niciun link de canal de YouTube. Să nu uităm scaunul de gaming de la DX Racer. Foarte tare. Bun. Un lucru care pot să-l comentez aici, partea din dreapta a setup-ului pe birou, acolo nu este nimic. Pare cam gol. Sfatul meu, cumpără o plantă de aia mică, cumpără ceva, pune să umpli spațiul la gol, pentru că arată prea gol acolo. Este frumos, dar totul este înghesuit în partea dreapta a biroului și, na, relativ pe mijloc unde stai tu, dar în dreapta lipsește ceva. O plantă, o măr stricat, ceva, pune acolo. Bun, hai să trecem la scoruri. Văd aici un fir care iese de sub unitatea centrală și merge jos prin... peste birou, nu știu ce e acolo. Dar fă ceva cu el că arată urât. Ca și design îți dau un 9, că îmi place cum arată. Ca și organizare ai mai avea puțin de lucru, așa că o să-ți dau un 8. Performanță tot un 8. Scor final 8,3.
Și acum să trecem la ultimul concurent, pe nume Vasile și boy oh boy ce și-o înșirat el tot pe aici. Mi-a spus că vârsta lui este 17,9. Cred că a încercat să-și dea un scor, cum dau eu la setup-uri. Pe 8 septembrie împlinește 18 ani și este din Germania. Nu? Frățică, nu ești din Germania, ești din România, doar poate stai în Germania, e altceva. Ca să facem o glumă, să zic așa. Bun, hai să trecem la componente. Placa de bază ASRock Z77 Pro 3. Procesorul Intel Core i5 3570 la 3,4 GHz, turbo merge până în 4000, da, normal. Memorie RAM 16 GB HyperX Fury DDR4 2133 de MHz. O placă video de la AMD Radeon HD 5700 Series, are un SSD de la Toshiba de 130 de GB și un hard disk de 1 TB. Carcasa este de la Thermaltake, Chaser MKI. Are un monitor de la BenQ de 24 de inch, tastatura este de la Shark Room Killer Pro, mamă ce nume scot băjeții, mouse-ul este Hama AM7200, niște boxe de la Hercules, căștile sunt PC320, cred că aici ai uitat numele, asta este o serie, mă gândesc, și un gamepad de la Logitech, Rumblepad 2. Hai să ne uităm la poze și vin înapoi la afirmația anterioară, boi, câte ți-ai mai pus tu pe birou aici? Portofel, stick-uri, carduri. Bun, hai să vedem. Are o geantă de la Canon care, după părerea mea, n-ar avea ce să caute acolo. În unitatea centrală, wire management-ul arată bine. Sub birou, cablurile arată, again, bine. Nu prea am ce să comentez. Însă, fratele meu, ce faci cu boxele sub birou? Ce auzi tu de acolo? Deci asta e teribil ce ai făcut acolo. Sunetul iese și își dă în unitatea centrală, sare înapoi în birou, dar practic nu iasă la tine. Tu ce auzi este o înfundătură. Pune-le pe birou, frate, sau undeva să-ți fie relativ la linia urechilor, așa, să auzi cât mai bine. Deci tu nu auzi acolo ce trebuie. Sunetul tu nu-l auzi cum trebuie acolo. Nicio șansă. Întorcându-ne înapoi la birou, încă o chestie foarte gravă. Adică, deci tu când stai la birou, ai tastatura și mouse-ul în față. Monitorul ți-i în partea aia. Deci tu dacă stai așa o oră, o săptămână stai în pat cu gâtul. Probabil numai dacă ți-ai construit reziliență, frate, așa. Te-ai obișnuit și gâtul stă mai bine așa decât drept. Ce faci? Te întorci așa și stai așa? De ce nu pui monitorul în mijloc, acolo unde e lampa? Ce rost are lampa aia în mijloc acolo? Singurul motiv pentru care mă gândesc că nu l-ai pus acolo, probabil nu ții destul de departe sau nu ai destul loc să ții mâinile pe birou, ca și armrest pentru tastatură și mouse. Trage biroul mai departe de perete, mută monitorul mai pe marginea biroului cumva, în limita încât să nu-ți cadă jos, și atunci ai mai mult loc, dar așa? Nu. Chestiile alea mărunte de pe birou de acolo, mută-le într-un sertar, biroul să fie cât mai curat, pentru că nu ai treabă cu ele non-stop. Le-ai pus acolo pentru poză, tastatura și mousepad-ul sunt strâmbe în poză, puteai să le îndrepti un pic. Bun, hai să trecem la scoruri. Ca și design o să-ți dau un 7 așa cu toleranță. În schimb, pentru organizare, ca și cable management, wire management, relativ sunt ok, dar restul lasă de dorit. În simplu fapt, pentru că cel mai important lucru la un setup este confortabilitatea, cum stai, nu? Cât de bine stai. Tu nu stai bine aici. În al doilea rând este și sunetul. Tu nu auzi bine acolo. Deci, practic, organizare o să-ți dau un 5.50. Ca și performanță, un 6.50. Scor final, un 6.3. Deci, după cum v-ați dat seama, câștigătorul este Edward, setup-ul lui este frumos, aranjat, mai are un pic de lucru, dar în schimb arată bine și a ieșit câștigător. Felicitări! Dacă iei în considerare sfaturile care ți le-am dat și faci ceva, mai trimite odată, sunt curios să văd ce transformări poți să-i faci. Bun, felicitări și la restul, cam atât a fost pentru episodul de astăzi. Mă bucur că v-ați uitat, vă doresc o duminică plăcută și ne vedem în următorul!